În clipul de astăzi, eu cu Ștefan vom merge prin tot orașul cu scopul de a ne lua pumni în burtă. Fiecare dintre noi va ține într-o mână o mănușă de box, iar în cealaltă o pancartă pe care va scrie "Dă-mi un pumn în burtă". Aici, fraților, avem 5.000 de lei de la Ștefan, iar aici avem încă 5.000 de lei de la mine. Care compensă, cel care primește cei mai mulți pumni într-un interval de 24 de ore va primi toți cei 10.000 de lei. 10.000 de lei? Da, Ștefan, 10.000 de lei pentru cel care ia cei mai mulți pumni într-un interval de 24 de ore. Iar cu astea fiind spuse, fraților, haideți să trecem la episod. Dă o probă să vedem cum dai. Ai, deci o probă? Da, nu, dar tare. Dar bine, la când o să-ți dau ăla pe bune, o să-ți dau mai tare. Nu cu mult, probă. Please. Nu cu mult, am. Că deja mă doare stomacul. E ok? No, bun. Dai. Mere. Încă unul. E bun așa? Încă unul, încă unul. E bine. Și am un faci video final? Ha? Am dat da foarte tare, te rog. Bun. Că vreau să mai pot să postez clipul. Dai. Ai, e bine. Hai că ai rezistat, mă. Lasă, ești tare, bă, n-ai nimic. M-am umflat, frate. E bine. No. De aici, nu mai jos, te rog, okay. Să... Da. Mai dă una. Oh, bravo, foarte tare. Ok, ești gata? Dă-i tare, dă-i. A fost bună, Ștefan? A fost foarte bună. Mute-i abdomenul ăla din oțel inoxidabil. Bine. Ce părere ai despre... Despre pumnul pe care l-ai primit? Nu mai am respirație. Așa dracu, bă, să fac. Puteți să-mi dea un pumn în stomac. De ce? Hai. Oh, e bine, bă. Ștefane, ții și tu una? Bă, nu. Va fi așa, dacă mă bați la piață, te fac să stau. Hai. Dacă mă bați la piatră, hârtie, foarfecă, dau încet, zise Zoli. Bă, dar în abdomen, mă, p***a, nu-mi plec. Nu ți-a dat așa. Iar aici Zoli ne-a propus să-i dăm și noi un pumn în stomac, deci zis și făcut. Băi, zic, după ce mi-a dat Zoli, mă. Hai, dă-l, viață, mă, fost, nu, bravo. A fost? Poți să dai. Tare. Cât de tare poți? Nice. Bravo. Cum te simți? A dorut? Da! Abdomenul meu din oțel inoxidabil acum a crăpat tot. Mulțumesc mult! Ia, fraților, aici cu Mateșan, acum aș pune el mănușa, îmi rupe stomacul, nicio problemă. Da, Mateșan aici. Ești pregătit? Dă-i! Stai așa, sănătate, domnule, dă-i! A fost bună? Da. Nu a fost chiar cel mai tare pumn. Uai, Ștefan neclintit. Hai. Bă. A fost bine. Mă vedea la care. Uai, ce vreau să bată cineva și mă fac scurte. Dă-i mai tare, mă zic. Dă-i. Ce s-a întâmplat? S-a scufundat pumnul sau? Dar puteți să-ți ascundeți. Uai, mi s-a mutat ficatul în gât, imposibil. Te-a durut, Ștefan? Ștefan nu mai poate. E în dureri maxime. Ștefan, ești ok? Trebuie să stau puțin. Stai jos. Trebuie să iau o gură de aer. Aici, da? Aha. Oh, nice, a fost bine. George, rupe-i ficatul lui Ștefan. Dă-i mai tare. Dă-i mai tare. Bine. Ești gata? Da. Rupe abdomenul. Bra. E bine. Mai dau sau nu? Dă-i cât de tare poți tu, cum vrei tu. Pune tot corpul în mișcare. Bine. Mai dă-i una. Nice. Ești gata? Da. Bun, dai. Mai dai. Dai. Mai dau? David te cheamă. Da. Dai, David. Bine, David, mai dai. Hai de capul meu. Dai, cât de tare vei tu. Dai. Cam dai. E complex. Mai dau? Da, mai dai. Bă, dar... Bravo, super. Vedeți că urmează Ștefan acum. Na, dai.
E bine. E bine. Dai, dai, tot corpul puneți-l acolo. Fui. Pregătim mare clip cu acești doi băieți. Opa! Opa, opa! Stay tuned, stay tuned! Dai, tare, tare! Oh, mai dă-mi, mai dă-mi, mai dă-mi! Încă una! Oh, mă, hai dă-mi și tu! După aceea ținează la Ștefan, bine? E bine! Hai! Rupe-i! Mai dă una! Mai dă una! Dorești? Ma, să nu ne rupe stomacul. Le-a terminat. Mai tare. Rupe-i stomacul, Paul. Rupe-i stomacul. Aici cu băieții mei. Am terminat prima sesiune, mergem mai jos pe pietre. Continuăm filmările. E bine. Acum și eu. Și lui Ștefan. Bruh. A fost bine, e bine. Vreți și voi? Bună, a fost în acea de până. A fost în acea. Hai, te mai tare. Bine, bine, bine. Dar de care? Dă-i mai tare. Dacă vrei să dai mai tare, poți să dai în el. Look at this dude. Eu fac sală de vreo 18 ani, da, de când m-am născut. Deja din burtă făceam sală. Îi ridicam cordonul umbilical lui maică mea, știi ce? N-a fost rău. Da. Dă-i, hai, dă-i tare! Gândește-te că e un sac de box! Nu e rău! Mai tare, zi mai sus! E bine, stai, era să... Dă-i mai tare! Dă-i! Mai dă-i una! Bun, aia a fost bună! Dragii mei, tocmai ce am terminat de editat și după cum puteți vedea și voi, eu am dat mai mulți pumni ca Ștefan. Asta înseamnă că eu o să câștig challenge-ul din nou. Dar având în vedere că și ultimul challenge l-am câștigat, am hotărât că o să-i fac o propunere lui Ștefan care mă așteaptă în fața blocului. Ștefan? Da, Remus. Am să-ți dau niște vești. Ce vești? Din nefericire, tu ai dat doar 35 de pumni, iar eu am dat 68. Nu pot să cred. Deci iar asta, am pierdut. Deci asta înseamnă... Asta înseamnă că toți banii se duc la mine din nou. Dar da. am o propunere să-ți fac. Ce zici? Vrei să auzi? Da. Bun. Deci, Ștefan, eu am aici un borcan plin cu bani pregătit special pentru tine. Dar condiția este că trebuie să ghicești ce sumă de bani este înăuntru ca să-i păstrezi. Ok. Și câte încercări am? Ai 3 încercări, Ștefan. Cam puține încercări. Poți să ghicezi de acum? Da. 1200? Ah, nu, foarte aproape, foarte aproape. Mai mult, mai puțin? Îmi dai un indiciu măcar. Mai mult. Ok. 1500. Mai o încercare, Ștefan. Mai mult, mai puțin? Mai mult. 2000. Ai ghicit, nu vine. Serios? Să cred. Da. Fraților, din nefericire mi s-a luat bateria fix când Ștefan era în extaz maxim. Am avut cea mai fericită reacție din lume. Fraților, mă bucur că Ștefan a ghicit cei 2000 de lei. Care erau șansele, vă dați seama? Ok, dacă mai vreți episoade de genul, neapărat să dați un like și să vă abonați ca să vedeți și partea a doua din Dă-mi un pumn. Neapărat. Eu am fost X Remus. Eu am fost Ștefan. Iar noi ne vom vedea în următorul episod. Pussy Choose.